Trăiască, Domnul! Amin! Nici o bucurie de pe pământ nu se poate compara cu bucuria prezenței lui Dumnezeu pe care o simte un om născut din nou care îi spune lui Dumnezeu Tată. Este bine să fim aici și viața noastră de muritor să fie împodobită cu prezența sa și cu harul său. Slavă Domnului! O să mai rămânem câteva clipe în picioare, scumpii mei. Citez din Matei, capitolul 5, o parte a predicii de pe munte. Și apoi o să vă reocupați locurile. În ultima parte a Serviciului Divin o să avem o predică în numele Domnului pentru binecuvântarea Sfinților. Matei 5 de la 21 până la 32. Matei 5 de la 21 până la 32. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vino de adus darul caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvi cu ea în inima lui. Dacă deci Ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de, despă de despărțire. Dar eu vă spun, că și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Acesta a fost cuvântul Domnului. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Sunt anumite locuri din Biblie pe care predicatorii bisericii locale le citesc greu și predică greu din ele. Ele sunt locuri de unde numai Musafirii predică ușor. Pentru că Musafirul predică și pleacă. Pastorul predică și rămâne. Dar misiunea lui este să rostească cuvântul Domnului și să hrănească poporul. Noi uneori ne întâlnim cu copiii noștri și le spunem lucruri mai grele, dar ele trebuie spuse. Nu le spunem să-i ofensăm, le spunem să-i educăm. Să-i pregătim pentru provocările vieții și să facem oameni din ei. Că mâine, poimine pleacă din casa noastră și se mai întorc doar să mai mâncăm împreună din când în când. În perioada aceasta, duminică seara, fiind anul familiei, noi vorbim despre cum arată familia după voia lui Dumnezeu. Ultima oară când am avut o predică de genul acesta a fost în, în seara înainte să plecăm în, în Europa și în România și atunci am vorbit despre riscurile bărbaților. Urma să vorbim despre riscurile femeilor, dar încă nu am terminat cu prima categorie. Aș vrea în seara aceasta să mai spun încă ceva. Spun lucrul acesta cu tot respectul pentru bărbați, pentru acești oameni chemați de Dumnezeu să schimbe istoria, să schimbe viața și familiile lor. Opinia mea personală este că cea mai mare criză a generației noastre este criza de bărbați. Nu mă refer la indivizi de genul masculin. Aceștia nu sunt lipsă, sunt mulți, ci mă refer la bărbați după voia lui Dumnezeu. Bărbați care să-și conducă viața în abstinență și în puritate. Și bărbați care să fie în stare să-și conducă familiile. Bărbați care să poată să conducă națiunea. Dacă ne uităm în scriptură, primul om, patriarhii, preoții, leviții, apostolii, ucenicii, evangeliști. Învățătorii toți au fost bărbați. Pentru că lor le-a încredințat Dumnezeu harul conducerii. Asistăm la o vreme în care bărbații și au pierdut această competență. El trebuie să fie capul familiei. Nu vreau să spun cuvinte ușoare, dar trăim într o vreme complicată. În seara aceasta cu tot respectul pentru această categorie de ființe numite bărbați, bărbații lui Dumnezeu din adunarea lui Dumnezeu, aș vrea să spun câteva gânduri care au rolul să ne spună că în fața noastră sunt capcane foarte bine mascate. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am vorbit despre unul dintre riscuri și l-am numit imaturitate. Și am spus că, din punct de vedere al, imat al imaturității, ne ținând cont de vârsta biologică, bă băieții se împart în trei categorii. Băieți care sunt imaturi, bărbați care se maturizează, și patriarhi care devin maturi pentru familia extinsă. Una dintre cele mai mari probleme ale băieților este că nu se maturizează, mai ales dacă ei nu se căsătoresc încă cu părinții, pot avea 20 ceva de ani că încă nu se simt responsabili de nimic și atunci rămân ascunși în interiorul lor fără să scoată parfumul acela pe care îl vor scoate atunci când vor deveni responsabili de casele lor. Al doilea lucru pe care îl pun în fața dumneavoastră e un lucru greu de spus. Dar trebuie spus și lucrurile care trebuie spuse, trebuie spuse chiar dacă sunt spuse greu. Este pofta. Nu vreau să spun că pofta este păcatul bărbaților, pofta e păcatul oamenilor. Dar vreau să spun că bărbații au o problemă specifică, specific masculină în acest subiect, care e delicat, de-a dreptul delicat. E delicat de spus și e delicat de auzit. Atunci când vorbim despre poftă, trebuie să spunem că este dorința obsedantă de a face ceva sau de a obține ceva pe orice cale, pentru că este o împingere interioară pe care nu-ți o poți refuza. Și atunci treci peste orice ca să-ți împlinești această dorință interioară. Pofta în Biblie implică întreaga personalitate, domină întreaga ființă. Cel mai puternic instinct primar care îi conduce astăzi pe cei mai mulți oameni este pofta. Oamenii din cauza la poftă nu se pot lăsa de țigări, de alcool, de droguri, de relații extramaritale, de pornografie și de multe altele, doar datorită la ceva numit poftă. Pe lângă o problemă spirituală e și o problemă chimică. Nu vreau să intru în problema aceasta, eu nu sunt profesor de chimie, dar îmi este ușor să știu lucrul acesta ca și dumneavoastră. Pe lângă faptul că implică întreaga personalitate, e exprimă dorința sufletului și nouă ne este greu să ne refuzăm propriul nostru suflet propriul nostru psihic, adică pe noi înșine. E ușor să-i refuzăm pe alții, nu am, vin o mâine, dar ne e greu să ne refuzăm pe noi. Nu există altă virtute mai înaltă decât autocontrolul. Cele mai multe accidente se fac pentru că șoferii frânează prea târziu. Lipsa de a te înfrâna este cauza celor mai multe accidente masculine și de familie. Biblia condamnă pofta care stăpânește, pofta păcătoasă, că există și o poftă nepăcătoasă, amorală, pofta să mănânci, pofta să muncești, pofta să te căsătorești la vremea potrivită, pofta să iubești pe oameni ajutându-i și așa mai departe. Pofta este legea insuficienței permanente. Dacă îți propui să te lași mâine de ea, nu te vei lăsa niciodată. Că ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Dacă astăzi vei cheltui un dolar pentru poftă, mâine vei cheltui doi e insuficientă. Tot timpul vrea mai mult. Tot timpul te înghite un pic. Am văzut pe YouTube un șarpe care înghite o vacă. Cineva mi-a spus, uite-te, îți trimit un link și am spus, nu se poate. Oricât de, șarpe, cât de mare ar fi un șarpe să înghită un animal așa de mare, nu se poate. Eu am văzut cu ochii mei, dar a înghițit-o într-un timp foarte lung. Dar încet, 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 legea insuficienței permanente. A început cu capul. Și până la urmă a dispărut dita mai animalul și se vedea forma ei în trupul șarpelui. Incredibil! Aș vrea privind în Scriptură să vă spun că cea mai evidentă reacție a omului este pofta. Noi ne uităm cu ochii și poftim. Mirosim cu nasul, auzim cu urechile și percepțiile pe care le avem, cele cinci cu care ne raportăm la mediu, simțurile acestea, ne transmit mesaje și mesajele, la, la mesajele acestea noi reacționăm. Și cea mai evidentă reacție a omului este pofta. Oamenii poftesc. Oamenii poftesc să mănânce de la cârnați până la slănină și altceva, prăjituri, până la lucruri foarte interzise. Și după cum este greu să te abții de la ciocolată sau de la altceva, mult mai greu este să te abții de la alte pofte mai adânci, care au implicații foarte vechi în, în, în trecutul nostru. Spre exemplu, dacă ne uităm la câteva persoane din Biblie care au devenit celebre pe paginile Bibliei datorită poftei lor, vom constata că Eva, prima femeie, este una dintre ele, una dintre aceste persoane. Ea scrie un proces verbal în legătură cu căderea ei și spune, am văzut, am poftit, am luat și am mâncat. Totul începe cu am văzut. Stimați bărbați, dacă ne abținem să vedem lucruri interzise, ne vom scuti pe noi. Să ne luptăm cu pofta de a dori lucruri interzise. Uneori amintesc în adunare despre vestimentația feminină, care, deși e purtată de femei care vin în adunare, nu e o, nu e o vestimentație bisericească. Scumpii mei, știu că este greu să mă auziți și mie mi-e greu să vă spun lucrurile acestea, dar din, din responsabilitatea slujirii mele vreau să fac câteva afirmații. În casa aceasta nu-ți poți permite să vii îmbrăcată doar pentru ca să atrage atenția cuiva, indiferent cine ești. Casa aceasta este a lui Dumnezeu și trebuie să fie o casă unde se promovează sfințenia. Dacă ai fusta mai scurtă decât de genunchi, nu este duhovnicește, pentru că ți se văd prea mult părțile trupului care nu trebuie văzute de alți bărbați și mai ales într-un serviciu divin în care îl chemăm pe Iisus să binecuvinteze. Să nu mai faci asta. Nu-i voie. Aici trebuie cultivată abstinența. Trebuie cultivată cinstea la adresa lui Dumnezeu. Iar bărbații care se închină în locul acesta nu trebuie să aibă probleme să se uite într-o anumită zonă pentru că nu se poate uita în celelalte. Este interzis să vii cu o îmbrăcăminte mai sus de genunchi. Este interzis. Aici nu-i loc pentru așa ceva. Este interzis să vii cu îmbrăcăminte kimono. Este interzis pentru faptul că e o goliciune. Cele mai adânci păcate în Biblie sunt goliciunea trupului. Îmbracă-te decent când vii să te întâlnești cu Dumnezeu și cu Sfinții. Ești un om mare. Duhul Sfânt ar trebui să te învețe lucrurile acestea. Nu suntem copii să vină pastorul să ne spună că este prea scurtă rochia sau este prea decoltată sau prea kimono bluza. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi ținem această carte în mână care vorbește împotriva goliciunii. Scriptura spune dacă cineva se uită la o femeie, la care femeie? Permiteți-mi să spun ceva. Să știți că sunt flori care atrag tot felul de insecte, dar fiecare floare atrage o anumită insectă. Sunt flori care atrag albinele. Nu toate florile atrag albinele. Mi-a să știți asta, nu? Albinele sunt pe categorii și fiecare soi de insectă este atrasă de un anumit soi de floare. Sunt flori specifice care atrag insecte specifice. Să știți că îmbrăcămintea femei are mesaj mult mai mult decât îmbrăcămintea bărbătească. Pe cine atrage felul în care te îmbraci? Ești ca o floare pentru soț sau pentru părinți. Felul în care te îmbraci, pe cine vrei să atragă? Ce dulceață vrei să transmiți? Sau ce o travă? Ceea ce spun acum face parte din galeria Sfințeniei și din onoarea de a te îmbrăca în cinstea lui Dumnezeu. Nu putem să avem inima curată și îmbrăcămintea indecentă și vulgară și insinuantă. Nu putem! Pentru că inima noastră se concretizează în traiul nostru. Stimate surori, primiți demnitatea de a transmite un mesaj de decență. Învățați-le pe aceste domnișoare mici cum se îmbracă femeile lui Dumnezeu care sunt evlavioase. Nu-i puneți pe pastori în situația de-a dreptul ridicolă să vină la dumneavoastră și să vă contacteze rugându-vă să aveți mai multă grijă. E penibil pentru un bărbat să-l puneți în situația asta. Biblia spune despre Eva, a văzut și a poftit. Marea problemă este că pofta este reacția la ce vezi. Cu cât vezi lucruri mai indecente, cu atât valoarea de sine va reacționa cu indecență. Făți un mediu în care vezi lucruri cu minți și cu minții îți vor fi reacțiile. Cu minții îți vor fi inițiativele inimii. Cu minți îți vor fi chemările sufletului. Dacă te uiți la lucruri murdare, te vei trezi că nu te mai poți opri ca să le ai. Și vei avea o muncă a sufletului teribilă. Și te vei ascunde ca să te manifesti într-un fel. Că e o presiune teribilă și nu te mai poți opri. De ce pui o așa presiune pe conștiința ta? Dacă un lucru e murdar, refuză să te uiți la el. Închideți ochii, mută-ți privirea. Recită un psalm. Uite-te la ceva care te inspiră, care te împodobește, care îți dă demnitate, care te ajută, care te păstrează un mare om al lui Dumnezeu. Nu te întina, nu te murdări. Să te murdărești natural, în sensul de firesc. Să te păstrezi ca un om de onoare, un om care e plin de Duhul Sfânt, nu de poftă, este rezultatul unei lupte cu tine. Ai grijă la ce te uiți. Dacă fratele Lorinț acum are ochii închiși și eu mă prefac că-l lovesc dânsul pentru că are ochii închiși, nu se va feri. Dar dacă are ochii deschiși și eu mă prefac că-l lovesc dânsul, sigur că se va feri, va reacționa. Ține ochii închiși la lucru care te pun să reacționezi poftind. Fii un bărbat de caracter, fii un bărbat puternic, fii un bărbat plin de Duhul Sfânt. Fii un bărbat care porți valorile creștine, un bărbat care ești o mărturie a lui Isus, care porți chipul celui cu mâinile străpunse, Fii un model pentru fiul tău. Fii un model pentru nepot. Fii un model pentru, pentru tinerii bărbați din adunare, pentru adolescenți. Arată-le cum, cum se poartă un bărbat, cum se îmbracă un bărbat. Nu cu extravaganță, nici vorbă, nici cu masculinitate stil rambo. Nu, nu, nu. Noi venim aici pentru a fi duhovnicești. Acan, am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Totul a început cu am văzut. Dacă s-ar fi uitat la oamenii cu care trebuia să se lupte, împotriva cărora trebuia să se lupte, nu, nu jos unde erau lucrurile interzise, el nu ar fi murit și nici familia lui. Ahab, am văzut, am poftit, am vorbit cu soția mea și l-am omorât pe proprietarul grădinii pe care am confiscat-o. David, am văzut, am poftit, am trimis un soldat și a adus-o. Totul pleacă de la am văzut. Ceea ce vezi, dacă stai cu ochii închiși și cineva mănâncă o lămâie lângă tine, n-ai nicio problemă. Dar dacă deschizi ochii și îl vezi mușcând dintr-o lămâie, pur și simplu ți se va umple gura cu apă. Omul reacționează la ce vede. Nu te uita la lucruri care te împing la reații păcătoase. Nu-ți fac bine. Fii un om înțelept și taie din rădăcină, pentru că orice efect are o cauză, anulează cauza, stinge focul și apa nu va mai clocoti. Dar dacă nu sting focul, va, va, face... va fi agitată, neliniștită. Pofta este reacția omului firesc, în timp ce autocontrolul, înfrânarea poftelor este reacția omului duhovnicesc. Există oameni duhovnicești? Noi știm că există, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vorbind despre pofta, aș vrea să citim un verset din Iacov pe care să-l comentăm. Versetul 14 din Iacov 1. Pofta este specifică naturii umane. Omul a fost făcut de Dumnezeu într-o natură desăvârșită, sfântă, dar omul a căzut în păcat prin Adam și Eva. Și natura omului s-a stricat și în această natură depravată trăiește orice ființă umană prin naștere. Dacă omul nu se pocăiește, nu se întoarce la Dumnezeu, el va continua să aibă această natură depravată chiar dacă e religios și chiar dacă o maschează și numai în spate își dăm petec. Dar așa, în fața soției, în fața soțului, în fața autorităților, pare om de treabă. Nu religiozitatea ne schimbă pe noi, ci puterea lui Dumnezeu, pe care o primim cu căință și credință. Ea ne înnoiește, nu doar ne primenește, ne cosmeticizează. Și Biblia spune, fiecare este ispitit. Este o lege a vieții. Fiecare este ispitit. Pofta atrage. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Nu de pofta altuia, ci de pofta personală. Fieca, fiecare este momit de pofta lui. Fiecare este ispitit când este atras și când este momit. Ce înseamnă momit? Înșelat, păcălit, dus cu zăhărelul. Când? atunci când este atras de pofta lui ca o reacție. Nu te uita la lucruri care fac pofta dominantă. Nu o face puternică, că nu-i vei putea sta împotrivă. Pofta atrage la păcat. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, când a conceput, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Ce se întâmplă cu păcatele care le fac oamenii? Sigur că ei vor trebui să plătească lui Dumnezeu pentru păcatele lor, că fiecare păcat e ca o trecere pe culoarea roșie a semaforului, adică o trecere interzisă. Și plata păcatului este moartea. Oamenii vor muri în iad pentru că au păcătuit. Există șansa ca oamenii să fie iertați de păcatul lor? Da! prin căință. Cum copiii noștri pot scăpa de pedeapsă, spunând, tată, iartă-mă că nu mai fac, așa noi putem scăpa de pedeapsa păcatului, cerând o iertare de la Dumnezeu, spunând, Doamne, iartă-mă că nu mai fac. Asta înseamnă căință, regret, remușcare. Regret cognitiv și remușcare afectivă. Pofta atrage la stricăciune. După ce a fugit de stricăciunea care e în lume prin pofte, oameni buni, în lumea noastră există stricăciune. E o stricăciune teribilă. Și Biblia ne spune că această stricăciune e promovată de poftă. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Sunt niște containere pline cu stricăciune. Containerele sunt din poftă. Sunt purtătoare ale stricăciunii. Stricăciunea aceasta este manifestarea poftelor. Pofta nu se vede, numai stricăciunea se vede. Pofta e ceva din interior, e o dorință nesătulă, interzisă, murdară, destrăbălată, care îl dezonorează pe Dumnezeu, care lovește obrazul lui Dumnezeu, care se împotrivește sfințeniei lui Dumnezeu. Pofta atrage la adulter. Am citit în această seară din Matei capitolul 5, Domnul rostește predica aceasta despre munte, de pe munte. A fost Domnul indecent nu. A fost domnul acuzator? Nu. Dar ce a vrut să facă? A vrut să învețe pe oameni să practice neprihănirea. Acest aspect e un aspect din viața bărbaților, evident și din viața femeilor într-o altă manieră. Dar acum Biblia se referă la bărbați și spune, ați auzit că în Vechiul Testament s-a spus să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că orice bărbat care se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a comis un adulter moral. Și el este un adulterin. Asta spune Biblia. Asta înseamnă că orice bărbat care merge pe stradă, în medii în care sunt femei, el vede și mintea lui, din punct de vedere biologic, va reacționa. Pentru că Dumnezeu așa l-a înzestrat pe bărbat, în perspectiva căsătoriei, a procreierii, cu această dorință, dar cu dorința aceasta manifestată cu soția. Însă noi când mergem pe stradă, întâlnim o grămadă de persoane și unele dintre aceste persoane sunt îmbrăgate de adeptul vulgar și complică foarte mult problema. Noi trebuie să ne disciplinăm și să evităm modelele pe care văzându-le, mintea noastră va reacționa poftind și poftind să păcătuim înaintea lui Dumnezeu și păcătuind înaintea lui Dumnezeu să vină mânia lui Dumnezeu peste noi. Și Biblia spune, dacă cineva se uită ca să o poftească, gata, s-a și întâmplat. Poate în drum spre biserică, poate în drum spre lucru, poate în drum spre magazin. Nu hotărăști cu cine te întâlnești pe stradă, dar hotărăști unde te uiți. Nu-i păcat să vezi, dar dacă insiști cu privirea, mintea se va conecta cu imaginea pe care o vezi și va fi în ton cu ea. Nu, 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 oprește-te! Luther spunea, nu pot să opresc păsările să treacă peste, pe deasupra casei mele, dar pot opri păsările să-și facă cuib în coșul casei mele. Gândurile vin, dar mută-le, împinge -le afară. Recită Psalmul 23 sau 15 sau, sau oricare alt loc din Biblie. Mută-ți mintea de acolo, ești în pericol. Ești în pericol. Păcatul adulterului, ca oricare al păcat, e un păcat mizerabil înaintea lui Dumnezeu. Și marea problemă este că te obișnuiește așa. Și dacă te-ai obișnuit, omule, devine un automatism comportamental. Fără să vrei te vei uita acolo. Și te vei da de gol când uitându-te, pur și simplu te duci odată cu persoana aceea, soția, soțul, pastorul, vecinul, colegul, te vede. Vei deveni pur și simplu dependent de imaginile acestea. Ascultă, mă oprește-te. Cei mai demn bărbați sunt bărbații care își controlează privirea. Și mai mult, mintea că filmele acestea ei se regizează. Privirea este doar lațul care te prinde. Biblia spune, se uită, poftește și curvește. Și totul pleacă de la se uită. Mea sunteți oameni ca mine, trecuți prin viață. Mea să știți care este una dintre cele mai puternice ispite, cele mai puternice păcate care stau astăzi la dispoziția tinerilor. El se găsește în moțul internetului. Și astăzi, aproape orice telefon este un smartphone, este un telefon cu internet. V-ați întrebat vreodată dacă copiii pe mâna cărora noi dăm un smartphone au capacitatea să gestioneze riscul pe care îl ascunde? Câtă curiozitate există în inima unui adolescent? Care acum s-a trezit cu o presiune hormonală ce apare pe la 14 ani, va putea el să gestioneze riscul de a se uita acolo, satisfăcându-și curiozitatea? El știe toate lucrurile. De informare nu duce lipsa astăzi. Stimați părinți, noi am suferit pentru copii ăștia. copiii ăștia. Scopiii noștri. Va fi insuportabil pentru noi să-i vedem înghițiți de păcat când vor fi mari. Dependenți. Trântiți la pământ și păcatul să calce pe capul lor și pe viitorul lor. Nu vom mai avea liniște în bătrânețea noastră. Nu trebuie să considerăm nepotrivit ca să vorbim despre lucrurile acestea, că dacă nu vorbim noi, vor vorbi profesorilor de la școală într-o altă manieră și noi știm în ce manieră vorbesc, psihologii. Trebuie să afirmăm ce a spus Isus, trebuie să repetăm ce a afirmat el. E datoria noastră să reclamăm în mijlocul adunării lui Dumnezeu puritate și la nivelul acesta, care e greu de vorbit și de ascultat și este greu și de practicat. Aș vrea să, să, vă, să vă prezint în două vorbe ce este în mintea unui om. Și acolo e o dinamită. Rafturile memoriei care sunt încărcate cu imagini murdare au trei, au, trei, au trei spații. Au conștient, subconștient și inconștient. Conștientul este zona în care noi avem acces, subconștientul și mai ales inconștientul, acestea sunt reacțiile. Atunci când tinerii, când adulții pun în mintea lor o imagine murdară, o pun în conștient și niciun om frodată nu mai poate șterge de acolo. Imaginea aceea va avea vârsta pe care o va avea el. Niciun băiat nu va putea frodată să scoată imaginea aceea din mintea lui. Va fi pângărită acolo până când el va pune mâinile pe piept. Nu se poate șterge nimic din ce ai văzut în viață. Nu poți să spui acum, declar că am uitat. Nu se poate. N-ai acces acolo. Când te vei ruga, imaginea aceea va fi folosită de diavolul să-ți o pună în față și să spună un om ca tine care aseară s-a uitat la chestia asta, acum se roagă lui Isus, potolește-te și te vei potoli. Dacă vei, avea, dacă vei stabili performanța să nu mai introduci elemente noi, poze noi, imagini noi, vulgare, murdare. Aici, în, în, conștient, în zona în care lucrezi în minte, administratorul minții va vedea că nu mai folosești imaginile acestea și va spune, trebuie să le iau din drumul stăpânului meu că văd că de o vreme, de o jumătate de an nu le mai folosește și le va duce undeva în basement, în pivniță, adică în subconștient. Ăsta este storage ăsta este locul unde administratorul minții Duce lucrurile pe care nu le mai folosești o vreme. Nu, nu, nu e adevărat că în copilărie ca și mine, în copilărie am știut limba franceză. Acum nu mai știu decât trei vorbe. N-am practicat-o. Și administratorul, văzând că nu mai folosesc cuvintele, am știut limba franceză la nivelul unui elev, evident. Văzând că nu mai, nu mai repet cuvintele acelea, le-a dus undeva din calea limbii române ca să nu mă împiedic de ele și le-a aruncat undeva în subconștient. Așa se întâmplă cu imaginile murdare în mintea unui tânăr. Administratorul acesta al minții după o jumătate de an, un an de nefolosire, adică nu mai aduci imagini noi, nu mai aduci marfă, nu mai împrospătezi, nu mai aprovizionezi magazinul. Administratorul vede că nu mai ai nevoie de elementele astea, le ia și le aruncă. În, în subconștient. Subconștientul este o zonă pe care nu mai percepi așa de bine. Diavolul nu le mai ia ușor de acolo să te încurce când vrei să te rogi să postești, când vrei să predici să te sfințești. Și dacă încă o jumătate de an, un an, nu le mai repeți, automatismul se strică și administratorul vede că nu le mai folosești și le aruncă în cel mai îndepărtat loc al existenței umane, în inconștient și acolo nu le mai percepi. Ele sunt potențiale, dar nu s-a activat. Sunt acolo, dar nu le vezi. Și pur și simplu ai uitat din ele, de ele, din nou te poți ridica, din nou simți libertatea să te rogi, din nou poți plânge, din nou te simți folosit de Dumnezeu, din nou simți fiorul Duhului, dar trebuie să treacă cel puțin un an de zile. Se merită să plătești prețul chinului sufletesc un an de zile pentru 5, 10, 15 minute de navigare pe internet într-o zonă unde merg numai oamenii care nu-L cunosc pe Iisus? Ați înțeles ce am spus? aceasta este bătălia pentru puritate. Nu este în afara noastră, ci este în interiorul nostru. În afara noastră e simplu, forme. În interiorul nostru, unde nu vede nimeni, este complicat. Pofta se activează printr-un stil de viață firesc. Nu purtați de grijă firii pământești, ca să nu-i treziți poftele. Scumpii mei, Iertați-mă că din nou revin la chestia aceasta și nu vreau să devin obositor, dar nu fac decât ceea ce cred din tot sufletul că trebuie să fac. Parcul, mesele de dragoste unde noi ne strângem sâmbătă, este un loc de relax. Eu nu vin la cravată, nu vin cu Biblia în mână și nici să nu veniți îmbrăcat așa formal de biserică, dar să nu vă supărați pe mine. O fată să vină cu niște pantaloni scurți până aici, credeți-mă, că nu, se, nu, nu, nu stă frumos. Și la parc suntem copiii lui Dumnezeu. Îmbracă-te relaxat, îmbracă-te casual, îmbracă-te îmbracă lejer, dar ascultă-mă, nu confunda goliciunea, nu confunda, ești copilul Domnului. Dar eu te întreb, ce motive ai să te îmbraci chiar așa de scurt? Dar de fapt ce vrei să spui? Scumpii mei! Orice decizie de a te îmbrăca într-un fel pentru oamenii cu experiență și trecuți prin viață poartă un mesaj foarte ușor de citit. Orice floare cheamă un anumit fel de insecte. Ascultați-mă, frați și surori, ce spune Biblia. Nu purtați de grijă firii pământești. În întâlnirile noastre, indiferent că suntem la parc, sunt întâlniri creștine. Fetele în maiouri extrem de decoltate, care trec de 12 ani de zile, nu vă supărați, frații mei, sunt imagini neduhovnicești. Și transmitem acestor copilași care vin după noi un creștinism handicapat, plin de vulgaritate și indecent. Aveți libertatea să contestați ceea ce spun și să nu fiți de acord cu mine. Însă, probabil că și dumneavoastră, ca și mine, cei care nu sunteți de acord, veți trece prin experiențe ale vieții când vă veți convinge că nu este ușor să ți ții vasul curat. Iar dacă nu ai grijă de tine să te ții departe de zonele acelea, te va înghiți și cursa aceea va fi ascunsă și sufletul îți va fi nimicit. Noi ne putem organiza la nivel de popor al lui Dumnezeu. Nu are rost să ne expunem copiii. Nu de asta ducem noi nevoie, de lipsă. Nu asta trebuie să facem noi în întâlnirile noastre, care mai de care să forțeze limita și pastorul să fie pus în situația ridicolă de a spune Sfinților lui Dumnezeu, stop cu goliciunea! Noi toți avem același Duh care ne conduce. Noi toți citim aceeași carte. Credeți dumneavoastră că dacă atunci când sunt mici se îmbracă așa, când se vor face mari se vor îmbrăca altfel? Oh, Doamne! Nu, frați și surori! Tăiați răul din fașă! Scriptura spune nu purtați de grijă firii pământești, pentru că se activează. Pur și simplu se activează. Pofta trebuie omorâtă. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Pofta și așa mai departe. Soluții împotriva poftei. Fuga. Cu ispita nu trebuie să, cu, cu pofta nu trebuie să te lupți, ci trebuie să fugi de ea. Uitați ce spune Biblia. Când a văzut că îi se lăsase haina în mână, și fugise afară. Știți de Iosif ce a făcut? De ce n-a argumentat cu nevasta lui Potifar? O vreme a argumentat. Că Biblia ne spune că de multă vreme ea îi făcea propuneri indecente. Înțelegem de aici că el n-a fugit de la prima propunere. Dar la un moment dat, ea a trecut de la verbalizare la manifestare. Pur și simplu, Biblia spune că a pus mâna pe el. Când i-a zis cu gura, i-a zis vezi de treabă. Dar când a pus mâna pe el, a rupt-o la fugă. Dacă nu fugea. Acolo îi rămânea puritatea. Și Iosif n-ar mai fi fost niciodată cine este astăzi. Fugi de poftele tinereții, spune Pavel lui Timotei. Nu spune luptă-te cu ele. Nu te poți lupta cu Dumneata, cu chimia din interior. Practic, pofta este o chimie, e o reacție la, la niște substanțe chimice care, la nivelul creierului, pur și simplu devin dominante. să nu vă faceți părtași firii dumnezești, să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Oamenii vor să se sfințească. Observați ce spune Biblia. Vă veți sfinți după ce veți fugi de poftă. Dacă trăiești în poftă, nu te poți sfinți, ești pe un drum greșit. Mai întâi pocăiește-te de poftă, mărturisește și părăsește păcatul și apoi concentrează-te pe umplerea vasului cu neprihănire, dar deocamdată scoate mizeria din el. Nu poți să fii și cu una și cu alta. Seara te uiți la tot felul de lucruri pe internet și dimineața vrei să plângi la rugăciune și vrei să ai har încântare. Nu se poate că ai un singur vas, nu poți să pui și apă și cola în el și ele să fie separate. Se vor amesteca și știi că culoarea neagră va domina. Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă fugă, ispititorul s-a apropiat de Domnul Isus și Domnul Isus a spus, este scris. Folosește, învață pe din afară versete din Biblie și când te simți ispitit, repetele, spune-le cu voce tare. În felul acesta îți vei lua mintea de la păcat și îți vei pune mintea într-o zonă bună. Taie orice sursă de poftă, lipește pe computer următoarea hârtie, dar scris cu fonturi mari și îngroșat ai grijă la ce te uiți că Dumnezeu te vede. Puneți asta pe computer mare. Nu vei greși cu nimic. Dacă vor veni părinții, nu te vor acuza de nimic. Te va ajuta. Scrie pe mână, scrie pe frunte, adu singura minte de riscurile care te pândesc. Nu permite de perioada de incubare a poftei. Dacă te simți ispitit într-o vreme, du-te la un om duhovnicesc și mărturisește-te. Nu rămâne așa că la, ăla, este, ăla este semnalul că te va dobori, că te pândește, că regizează un atac puternic, că îți va rupe porțile și zidurile. Nu-ți pri, nu permite priviri păcătoase, disciplinează-te. Transformă-te într-un bărbat care a ajuns la performanța, indiferent ce vezi, să te gândești la jertfa Domnului. Imaginează-ți crucea și pe Hristos însângerat pus pe ea nu vei mai pofta nimic altceva decât să te smerești și să trăiești în puritate. Nimeni nu poate avea acces asupra minții tale, absolut nimeni. Ești singura persoană care te poți controla. Legea umană nu te acuză de, de gânduri păcătoase, numai Dumnezeu te acuză de gânduri păcătoase. Oamenii te acuză doar de acțiuni păcătoase. Răstignește pofta, omoară, nu o hrăni. Nu-i da material, că dacă îi dai pietre, va trage cu praștia. Dacă îi dai gloanțe, va trage cu pistolul. Dar nu-i mai da gloanțe, că o să facă pac-pac fără rost. Nimeni nu te poate împușca cu un pistol dacă -are nu are gloanțe. nu e așa? Separă-te de poftă. Dacă ai prieteni sau prietene, dacă trăiești într-un anturaj unde cineva te atrage înspre, înspre lucruri interzise, ascultă-mă, spune-i, îmi pare rău, dar nu o să mai am timp să mai mă întâlnesc cu tine în următorii 50 de ani. Nu sta cu el, nu sta cu ea, indiferent că ți-e rudă sau coleg, nu sta cu el. Du-te lângă cineva care te ajută, care te inspiră, cineva care îți vorbește despre lucruri solemne, serioase. N-are rost să te culci în mijlocul lupilor. S-ar putea să nu te mai trezești. Umple-te de harul, de Duhul lui Dumnezeu. Uite ce spune Biblia, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu 1. Autocontrol, cumpătare, 2. Dreptate și 3. Evlavie. Cumpătarea e relația cu mine, dreptatea e relația cu ființele umane care sunt în jurul meu, iar Evlavia este relația cu Dumnezeu. Oamenii care vin la biserică încearcă să aibă o relație bună cu Dumnezeu, chiar cu semenii, că am citit în Biblie că nu te poți împărtăși altfel. Dar care e relația cu. Cu propria persoană. Există autocontrol, există luptă, există disciplină, stimați bărbați. Dumnezeu a dat privilegii bărbaților. L-a chemat pe Adam și a vorbit cu el. Unde este Adam astăzi? Uneori este nevoie să o cheme pe Eva și să vorbească cu ea, pentru că Adam pur și simplu e sub orice critică. Este o societate unde bărbații s-au îndepărtat de Dumnezeu și au devenit dependenți. Au devenit dependenți. Dependenți de vulgaritate, de, dependenți de tot felul de lucruri murdare și nu mai au capacitatea să trăiască în puritate și să fie un exemplu pentru familiile lor. Au religiile lor, dar trăiesc într-o destrăbălare teribilă. Dumnezeu nu are nevoie de religiile noastre, de mătăniile noastre, de semnele noastre. Dumnezeu vrea puritate, Dumnezeu vrea sfințenie și neprihănire. Stimați bărbați, Dumnezeu ne cheamă să trăim în maniera aceasta. E timpul nostru. E onoarea noastră, e privilegiul nostru să ne dăm viața lui Dumnezeu, să avem un interior curat și să avem un exterior curat. Aș vrea să vă chem la rugăciune, să ne ridicăm în picioare în numele Domnului și să stăm în fața celui care are ochii ca parafocului, care ne cunoaște, care ne știe și să ne rugăm, să ne cerem iertare, să ne organizăm un plan în mintea noastră și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea tăria de a fi folosiți de El și de a auzi chemarea Lui pentru neprihănire. Dumnezeu să lucreze!